asta și într-o primă fază cel care a început nașterea în apă României s-a retras dreptul de liberă practică și n-a mai avut voie să profeseze ca ginecolog, după care încet încet omul a insistat și așa am ajuns să naștem în apă în diferite locuri din țara asta. Noi, pentru noi ceva destul de nou, sincer, noi, Dumnezeu să odihnească pe doctorul Vonica, au pus în sala aia de naștere cu cadă tot ce e mai bun în lumea asta, dar noi încă nu prea aveam încredere în cada noastră și să vă zică Dita, adică să vă zică Dita care a venit astăzi pentru prima dată și ce a găsit ea acolo. De vă să spun eu, apropo de nașterea în apă, ce știu eu și care este punctul meu de vedere al copilului, pentru că nașterea în apă pune în pericol viața copilului. Naștere este, de fapt, face parte, dați-mi să vă spun că sunt studii și sunt date destule în literatură. Dacă vreți, puteți să le căutați, sunt recomandările tuturor asociațiilor de obstetrică, ginecologie, de renume mondial, ca travaliul să se poată desfășura în apă în unitățile care sunt instruite să facă acest lucru, dar nașterea propriu-zisă să aibă loc în afara apei pentru a nu pune viața copilului în pericol. Intoxicația cu apa nou-născutului, care este cea mai periculoasă chestie care se poate întâmpla, e letală în marea majoritate a cazurilor. Înseamnă că copilul aspira acum plămâni. E mult mai rea decât o pneumonie, decât o infecție. Pe nou-născut, asta îl pune într-un mare pericol de, efectiv, de moarte. Da, travaliul în apă, partea dureroasă, însă expulzia, astea sunt recomandările internaționale. Ok. Recente. Am fost astăzi la clinică și am rămas profund impresionată ce cadă profesionistă au acolo. Deci nu puteți să vă imaginați. Eu de vreo 2 ani aduc bazine de naștere în țară, acreditate de Ministerul Sănătății și folosite cu mare succes în America și în Europa. Ele provin din Anglia și sunt folosite foarte des. Și cam 60% dintre nașteri se desfășoară în apă pentru că apa este un analgezic foarte, foarte bun pentru mămicile care își doresc o naștere mai ușoară. Acum, tocmai scriu la un articol cu studii, nu vreau să o contrazic pe doamna doctor, dar o să-l puteți citi și o să puteți găsi acolo exact poate acele dovezi științifice în care se spune că nu există acel pericol de infecții la copil sau la mamă, chiar dacă aceasta se desfășoară în apă. Nu aș vrea... Copilul nu... Am înțeles, aspiră... spus de intoxicație de apă și că este mai severă decât infecțiile, dar nu am spus de riscul de infecție. Ok. O să public acel articol și poate o să găsiți el efectiv indicații spre a vă schimba un pic părerea, pentru că acele studii spun clar că nașterea în apă nu este atât de periculoasă pe cât este de spus în alte publicații. Repet, nu e vorba de travaliu, deci nașterea are mai multe etape. Da? Travaliu e partea cea mai dureroasă, toată lumea e de acord, toți experții sunt de acord că e ok să se desfășoare în apă. Dar nu expulzia fătului propriu-zisă și Ovidiu e de acord cu mine. Iar eu când vă spun de studii, vorbesc despre medicina bazată pe dovezi, asta înseamnă studii adunate din întreaga lume, mii de cazuri care au fost analizate și pe baza cărora s-a tras o concluzie. Nu un studiu pe 10 sau 100. Sunt mii de nașteri în apă care au fost analizate și concluzia specialiștilor a fost asta. Da, e ok travaliu în apă, dar nu expulzia. N-am glumit când am spus că începe războiul. No, practic sunt... Da. Pot începe să respire, inclusiv intrauterin. Moment în care, dacă există suferință fetală, poate să apară aspirația de lichid amniotic.
Copiii respiră inclusiv intrauterin, nu numai la naștere. La naștere țipă, zic, eventual după ce se pensează cordonul, dar nu e o regulă, nu asta e. Vreau doar să fac o mențiune. Ce înseamnă ghiduri clinice, ce înseamnă studii, ce înseamnă... Da, deci, diferența între... S-au făcut studii și studiile sunt de sute de feluri. Și unele spun că e ok, unele că, mă, totuși ok, dar există niște riscuri pe care, dacă vrei, ți le asum sau nu. După care, se fac niște ghiduri clinice. Ghiduri de bună practică, pe care trebuie să le respecti. Adică acolo ai mai multe etape de A, B, C, acolo obligatoriu, trebuie să faci asta, asta ar fi bine să faci dacă așa, și asta poți să faci sau să nu faci, cum vrei tu. Ghidurile astea, practic, sunt legea, fiecare țară. Deci degeaba citesc nu vreau să... Dar citesc un studiu din Statele Unite care spune că așa și zic, uite ce interesant gândesc băieții ăștia, dar nu mi se aplică mie pentru că legislația nu permite. Că poate peste 2-3 ani noi împingem un pic acolo și stimulăm și păi, dar nici americanii nu sunt chiar proști, hai să schimbăm un pic, deci da, și peste cât la timp se schimbă și ai voie să faci și cu tare lucru să dai citotec. Deci, dar până atunci, de asta e reținerea medicilor, pentru că e vorba și de răspundere. Și cu respiratul, aici, s-a spus. Deci, în România nașterea în apă nu-i clară și noi, eu, și că șefa maternității, vă asigur că noi nu o să vă punem în pericol nici viața copilului și nici pe a voastră dacă ni se pare că povestea aia cu apa acolo la noi în sala de naștere cu CADA nu merge cum trebuie. Nici din punct de vedere al hemoragiei, nici din punct de vedere al infecției, nici din punct de vedere al respirației, aspirației lichidului, adică a lichidului din CADA de naștere. Deci oricare dintre noi am asistat această naștere, nu o să vă punem în pericol în niciun fel, nici pe voi și nici copiii voștri, numai ca să naștem în apă. Există o mulțime de interdicții, există o mulțime de lucruri care pot să meargă bine și o mulțime de lucruri care pot să meargă prost și există și părerea voastră. Noi toți o să discutăm cu voi vis-a-vis de cele care vreți să nașteți în apă, care sunt condițiile locale și o să vă supraveghem ca pe bombe. Și în orice clipă în care se întâmplă ceva rău, o să vă scoatem de acolo. Iar vis-a-vis de aceste studii, dați-mi voi să vă spun că cele în America, că de acolo am plecat cu nașterea în apă, în America, la ora asta, există un război, de fapt, între Asociația Ginecologilor și, respectiv, toate celelalte asociații construite de mame, moașe și așa mai departe. Războiul ăsta încă nu s-a terminat, în sensul că ginecologii afirmă sus și tare că există suficient de multe studii și suficient de mulți copii care au murit din cauza asta, astfel încât ei să lase nașterea în apă numai cu titlu de studiu, adică numai pentru femeile care sunt incluse în niște studii, până să lămuresc ei dacă lucrurile merg bine sau nu. Pe de altă parte, medicina bazată pe dovezi și studiile pe care mamele, asociația mamelor, asociația moașelor și așa mai departe le aduce în discuție, spun că pe de altă parte există de asemenea mii de femei care au trecut prin asta, au trecut cu bine și nu au fost probleme majore. Sincer, pe mine personal nu mă interesează războiul americanilor, pe mine mă interesează să fiți voi bine și, cum spuneam, niciunul dintre noi nu o să facă numai de dragul nașterii în apă ceva ce o să ne coste după aia pe noi toți și, în ciuda mizeriei presei, noi la Polisem facem lucrurile legal, adică ce se poate facem și ce nu ținem neapărat să o luăm înaintea legii, înaintea legislației și